Distrugerea Sodomei și Gomorei Ploaie de foc, slobozită din tăriile cerului, a șters de pe fața pământului patru cetăți cananite, Sodoma, Gomora, Adma și Șebarim. În fricoșetoarele nelegiuiri și păcatele strigătoare la cer ale locuitorilor acestor cetăți, stârnise rămânia Domnului care hotărâ să-i pedepsească. Aflând că Sodoma va fi nimicită din temelii, Avram l-a rugat pe Dumnezeu să cruțe cetatea nelegiuită. Domnul îi promise să o cruțe dacă va găsi în ea fie numai zece oameni nevinovați, dar nu s-au găsit nici atâția. Iată ce a urmat. Lot, un bărbat cu frică de Dumnezeu, locuia în cetatea Sodoma împreună cu soția și cele două fiice ale sale. Într-o seară, Dumnezeu trimise în acest oraș doi îngeri sub chip de oameni. Fiind ospitalier din fire, Lot îi găzdui bucuros în casa lui fără a bănui câtuși de puțin că străinii sunt îngeri. N-au apucat ei bine să se culce că în jurul casei s-a adunat tot orașul de la mic la mare, sigând care mai de care. Unde sunt străinii pe care i-ai găzduit peste noapte? adă în încoace să vedem și noi. Lot ieși afară, închizând cu grijă ușa după el și le spuse, Fraților, vă rog să nu le faceți niciun rău noilor veniți. Nu vă atingeți de oamenii ce se află sub acoperișul casei mele. Mulțimea însă rămânea surdă la rugămințile lui și striga înfuriată. Ești un venetic și vrei să faci pe judecătorul? Acum o să-ți facem ție mai rău decât lor. Și se repezira asupra lui Lot, pregătindu-se să spargă ușa. Dar îngerii și-au întins mâinile și l-au tras în casă, încuind ușa după dânsul. Apoi îi orbiră pe toți bărbații ce se îmbulzau în prag. Și numai atunci îngerii îi spuseră lui Lot. Noi am venit să distrugem meleagul acesta pentru că mare plângere a ajuns înaintea domnului împotriva locuitorilor lui. Și luându-i de brați atât pe el, cât și pe soția și pe cele două oficiale lui, îi scoaseră afară din oraș. Iar unul dintre ei zise, nu te uita îndărât, fugi la munte, ca să nu pieri împreună cu ei. Când Lot a intrat în țoar, pe pământ răsărea soarele. Atunci domnul a revărsat peste Sodoma și gomora o ploaie de pucioasă și foc și a nimicit aceste cetăți cu toate împrejurimile lor, cu toți locuitorii lor și cu tot ce creștea pe pământ, dar soția lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Se presupune că toate aceste cetăți distruse se aflau în regiunea de sud a Mării Moarte.